Frați și surori, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, este bine să fim aici, în atmosfera aceasta plină de prezența Domnului și să lăsăm inima noastră să se bucure în liniște, într-un loc unde ne simțim iubiți și apreciați de Creatorul nostru. Ne-am bucurat să participăm cel puțin cu inima, dacă nu cu vocea, la cântările astea înălțate pentru Domnul ca un imn de admirație, de recunoștință și de mulțumire pentru zilele vieții pe care ne le-a dat până astăzi, pentru situațiile în care ne-am întors de la spital pe picioarele noastre, pentru rugăciunile ascultate și pentru îndurarea pe care n-o merităm. Încercăm să ne rugăm și în felul acesta să ne exprimăm ce simțim în suflet. Încercăm să cântăm, punând în evidență cine este El în raport cu noi. Și acum a venit vremea să deschidem Scripturile, să citim un pasaj din Cartea Sfântă care transcende istoria și care este scrisoarea de iubire a Creatorului. Și pe marginea pasajului din Scriptură citit, să avem un scurt comentariu, o predică, care sper din suflet să fie din inima lui Dumnezeu pentru inimile noastre. O să citim din Evanghelia după Luca, este cea de-a treia dintre cele patru ale Noului Testament. O să citim din capitolul 16, o să începem cu versetul 19 și o să încheiem cu versetul 31. Pasajul acesta este intitulat de preotul Cornilescu, care a tradus Scriptura cu aproximativ 100 de ani în urmă, pilda bogatului nemilostiv și Lazar. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și nin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, pâine și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. A fost o experiență deosebită pentru mine să petrec zilele acestea aici, la Trossingen, ca un răspuns de prietenie și prețuire la invitația pe care mi-a făcut-o Biserica Philadelphia de aici, prin pastorul ei, fratele Adi Flora. Și vreau să-mi exprim recunoștința și mulțumirea pentru ospitalitatea și prietenia care dumnealui și dumneavoastră ați avut-o față de mine, în așa fel încât m-ați făcut să mă simt de-al casei aici, mi-ați zâmbit și v-ați ascultat cu multă generozitate și bucurie. Vreau să vă mulțumesc pentru asta. Dacă vreodată veți veni la Chicago, o să vă fac să vă simțiți cel puțin la fel. Vreau să spun două, trei cuvinte despre fratele păstor. Nu l-am cunoscut până astăzi, de fapt până alaltăr când am ajuns aici. Însă, în aceste câteva zile pe care le-am petrecut împreună cu dumnealui, cu familia dânsului și cu dumneavoastră, Biserica lui Dumnezeu, sau comunitatea de români din orașul acesta, mi-am dat seama de faptul că Biserica Philadelphia este o biserică dinamică, inimoasă, plină de pasiune pentru Hristos și acest om pe care Dumnezeu și biserica l-a pus în fruntea ei
Este un om neobosit, un om cu bune intenții, un om cu o inimă curată și cu un sacrificiu deplin. Eu călătoresc în multe locuri prin mila lui Dumnezeu, acolo unde sunt biserici de români, peste tot pe fața pământului, întâlnesc tot felul de oameni, de biserici și de slujitori, însă am fost extrem de plăcut, impresionat să cunosc această familie foarte dedicată și să știu că dumneavoastră sunteți binecuvântați să aveți un astfel de păstor și pe lângă dânsul să aveți astfel de oameni care slujesc în muzică, în administrație, în ordine și în tot ceea ce se întâmplă într-o biserică și mai ales într-un astfel de eveniment care nu e deloc ușor de organizat. Detaliile asupra cărora am văzut că v-ați aplecat, mi-am dat seama că sunteți niște oameni, un grup de oameni, o comunitate de oameni organizată și plec de aici cu un gust foarte plăcut, pentru că slujirea dumneavoastră exprimă cine este Dumnezeu în biserica asta. Vă felicit pentru asta și vă îndemn, prețuiți astfel de oameni. Vă mai spun încă un lucru. Dumneavoastră știți că atunci când doi tineri se căsătoresc, se simt deplin angajați unul față de altul și încearcă sentimente atât de puternice încât nici măcar părinții nu-i poate convinge să nu se căsătorească împreună. Însă după luna poreclită, luna de miere, încet încet de-a lungul timpului de mariaj, relația dintre ei pierde frumusețea emoțională a acelui început și rămâne o căsătorie de multe ori fără prietenie. Așa se întâmplă de multe ori cu lucrurile pe care le avem de mult timp. Nu le mai prețuim. Dacă, doamnelor, surorilor, vă cumpărați o rochie frumoasă de la magazin, prima oară când veniți îmbrăcată cu ea la biserică, vă simțiți bine. Dacă cu rochia aia vă mai îmbrăcați de 20 de ori, a 20-a oară nu vă mai simțiți bine. E aceeași rochie, dar nu vă mai simțiți bine cu ea. Pentru că lucrurile pe care le avem în ochii noștri își pierd valoarea prin faptul că sunt ale noastre de-a lungul timpului. Mama trebuie să moară ca să devină prețioasă. Pentru că dacă încă e în viață, ne-am obișnuit atât de mult cu ea, încât suntem în stare să o tratăm cu indiferență. Așa se întâmplă că după 2, 3, 4, 5 ani de căsătorie suntem ispitiți să ne întoarcem capul spre altcineva, în timp ce noi avem acasă pe doamna care și-a părăsit familia să devină soția noastră. Așa se întâmplă cu lucrurile pe care le avem. Apare rutina și obișnuința și nu le mai prețuim. Eu vă recomand să prețuiți acești oameni, pentru că angajamentul pe care eu l-am văzut în slujirea lor este unul care atinge măreția. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aceasta este ultima mea ocazie în care sunt cu dumneavoastră în întâlnirile acestea pe care le-am avut în weekend și m-am bucurat nespus că am putut să fiu aici și eu alături de dumneavoastră, să mă bucur și eu de tot ce s-a întâmplat, de numărul acesta mare de oameni, de români așezați în colțul ăsta de lume, în țara asta bogată și bine organizată. Dar întâlnirea aceasta este ultima și mâine, dacă Domnul mă va ajuta, voi pleca. O să plec cu o amintire plăcută și dacă Dumnezeu mă va ajuta, ori de câte ori voi avea ocazia, va fi o bucurie pentru mine să revin. Am citit în seara aceasta un pasaj, în a doua parte a programului, care presupune o predică, o adresare din partea cuvântului lui Dumnezeu, Biblia. Am citit un pasaj care vorbește despre câțiva oameni. Este o întâmplare imaginară, asta este definiția unei pilde, unei parabole, este o întâmplare imaginară pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu 2000 de ani în urmă, o spune oamenilor pentru învățătura lor. Orice astfel de întâmplare are rolul să poarte un mesaj spiritual care trebuie așezat pe platforma unei întâmplări imaginare în contextul obiceiurilor vremii de atunci. Primul personaj din întâmplarea spusă de Mântuitorul Iisus Hristos este Lazar. El este omul bolnav. El este sărac și singur, dar credincios lui Dumnezeu. Celălalt este omul bogat, cu oportunități. Este tipul umanismului, adică persoana care trăiește în perspectiva omului fără Dumnezeu, neglijând perspectiva prieteniei cu Dumnezeu, adică realitatea divinului. Omul ăsta calcă pe pământul lui Dumnezeu, respiră aerul lui Dumnezeu, dar trăiește cu spatele la Dumnezeu.
În seara aceasta, pentru că eu voi pronunța de multe ori omul bogat cu o conotație negativă, vreau să precizez faptul că omul bogat, la modul general, nu este nici bun, nici rău, e doar bogat. El poate fi un om bun dacă are minte, în timp ce e bogat, sau poate fi un om rău dacă n-are minte și are doar bani. Un mare gânditor spunea că nu există oameni mai nefericiți decât oamenii care au doar bani. Se referea la faptul că nu au și minte. Credeți-mă că e mai ușor să fii sărac decât bogat, deși dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine. E mai ușor să administrezi sărăcia decât bogăția, pentru că de sărăcie nu prea-ți cere nimeni socoteală cu cum ai administrat-o. Dar când ai resurse multe, bani, putere, influență, frumusețe, te poți face vinovat în fața lui Dumnezeu, pentru că ți-a dat un tezaur asupra căruia, în loc de administrator, te-ai făcut stăpân. Dumnezeu nu ne-a dat lucrurile pe care le avem să fim stăpâni peste ele, că noi suntem muritori și mâine ne punem mâinile pe piept. El ni le-a dat ca să le administrăm pentru onoarea stăpânului și pentru bucuria noastră. Dar l-a înfentat pe Dumnezeu, i-a luat partea și nu mai e nimic pentru onoarea lui, ci totul pentru nesătul la noastră bucurie. Așa că închei paranteza aceasta precizând faptul că atunci când voi spune omul bogat din pilda aceasta din Luca 16 are o conotație negativă, dar să nu credeți că bogăția în sine este rea. Bogăția în sine nu e nici rea, nici bună, e bogăție. Dar depinde cum o folosești, cu ce motivație, cu ce inimă, cu acea atitudine și cu ce scop. Că sunt oameni bogați pe paginile Scripturii care sunt mari eroi ai lui Dumnezeu. Dar sunt pe paginile Scripturii și oameni bogați care au fost niște oi egoiști, care au profitat de darurile cerului ca să se sature pe pământ. Aș vrea să intitulez predica aceasta adversar sau aliat, alegeri și consecințe. Prin stilul în care noi trăim de când ne naștem până murim, suntem sau ne calificăm să fim adversari cu Dumnezeu sau aliați cu Dumnezeu. Stilul nostru de viață ne face pe noi adversari ai lui Dumnezeu sau aliați ai lui Dumnezeu. De asemenea, felul în care trăim în raport cu Dumnezeu exprimă alegerile noastre, dar și consecințele de care ne vom bucura sau pe care le vom suporta. Deci, adversar sau aliat, alegeri și consecințe. Aș vrea să încep predica vorbind despre alianța lui Lazar cu Dumnezeu. Deși pasajul este denumit așa doar pentru ca să pună în evidență un anumit scop. Biblia vorbește despre Lazar, după cum ați auzit atunci când am citit pasajul din Scriptură, că a fost un om bolnav, probabil că a avut ceva cancer de piele. Biblia spune că avea bube pe piele care supurau și câinii lingeau bubele. Iertați-mi explicația. Apoi, deși a fost un om bolnav, boala n-a reușit să-l separe de Dumnezeu. De obicei, boala are consecințe dramatice. Cunosc soții care s-au îmbolnăvit grav și soții le-a părăsit. Promisiunea că vor rămâne până la sfârșit a ținut cât frumusețea soției lor, nu cât viața soțiilor lor. Sunt oameni care, atunci când trec prin necaz, îl părăsesc pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu și-a permis să-i treacă printr-o încercare. Oportunismul și consumerismul inimii umane este atât de lipsit de loialitate încât Dumnezeu este folosit pe post de pompieri când ți-a foc casa. Hei, veniți repede, dar cât mai repede? Dar după ce pompierii sting focul, câți dintre noi îi chemăm să facem revelionul cu ei? Niciunul. Câți dintre noi îi chemăm să participe la sărbătoarea zilelor noastre de naștere? Niciunul. Când chemăm pompierii? Când ne ia foc casa? Da, dacă nu ne ia foc niciodată casa. Aleluia! Să n-auzim de pompieri. Unii oameni îl urmează pe Dumnezeu cu o atitudine consumeristă. Noi comercializăm, suntem ispitiți să comercializăm prezența lui Dumnezeu. Adică noi ne apropiem de Dumnezeu nu pentru ca să-L proslăvim, ci pentru ca să profităm de anumite beneficii pe care ni le oferă prezența Domnului.
poate vindecarea, poate alegerea unei soții credincioase, poate întoarcerea unui copil rebel acasă sau poate altceva. Dacă Dumnezeu nu ne-ar da nimic, probabil jumătate dintre noi n-am mai fi aici. Unii dintre noi venim după Dumnezeu nu de dragul Lui, ci de dragul lucrurilor pe care le putem primi de la El atunci când îi suntem aproape. Și aceasta se numește comercializarea prezenței lui Dumnezeu. Vă spuneam puțin mai devreme de unii soți care își părăsesc soția când în urma unui accident sau unei boli rămâne cu anumite incapacități. Atunci când a fost tânără și frumoasă, a fost drăguța lui. Însă când a devenit bolnavă, poate greu de suportat, a abandonat-o și a plecat după o altă drăguță până se va îmbolnăvi și aia. Aceasta este o atitudine meschină, josnică și mizerabilă. Unii oameni o folosesc și în raport cu Dumnezeu, pentru că ei nu văd altceva decât oportunități pe care le exploatează, fără să aibă respect pentru mâna întinsă care îi hrănește, pentru mila și pentru bunătatea care îi urmărește ca o expresie a iubirii lui Dumnezeu. Pe omul ăsta boala nu l-a separat de Dumnezeu, n-a pus întrebări. Doamne, de ce omul ăsta, la poarta căruia eu stau să cerșesc hrană, are un castel așa de mare? De ce are rob și roabe, iar eu sunt singur și n-am pe nimeni? De ce el este sănătos, îmbrăcat în haine cu sute cu fir de aur, iar eu am cancer de piele și câini în limb bubele? Doamne, de ce? Crezi că eu nu văd nedreptatea asta? Ce ți-am făcut, Doamne, de mi-ai încredințat rolul ăsta atât de dureros, iar pe țanțoșul ăsta cu castelul l-ai binecuvântat așa de mult? Lazar n-a gândit așa, deși aceasta era realitatea. El a știut că Dumnezeu nu are nicio obligație la el. Omul nu merită nimic, așa că trebuie să moară. Însă Dumnezeu ne dă viață. Unora ne dă mai mult decât viață. Omul ăsta a fost un om înțelept, deși a fost sărac, singur și bolnav. Apoi, Scriptura ne spune că sărăcia nu l-a descurajat și atitudinea de indiferență și lipsa de compasiune a omului bogat nu l-a condus la indignare și nemulțumire. El nu l-a criticat și nu l-a judecat pe omul bogat. El s-a gândit că fiecare om are parte de un har specific, fiecare cu harul lui. Unii au soțiile sau soții bolnavi, alții au soțiile sau soții sănătoși. Unora le moare tovarășul de viață mai devreme, alții ajung până la 80 de ani împreună. Viața noastră este diferită, însă lucrul acesta nu trebuie să ne deranjeze, pentru că noi nu l-am plătit pe Dumnezeu să facă ceva anume. Noi nu am cumpărat nici sănătatea, noi nu am cumpărat nici bucuria, nici membrii familiei, nici zilele, noi nu am cumpărat nimic. De aceea, dacă le avem, este prin mila sa, dacă nu le avem, merităm ce doar am cumpărat. Biblia ne spune că după moartea lui Lazar a murit și omul bogat, amândoi au murit. Însă în ciuda faptului că amândoi au trăit, amândoi au murit, n-au ajuns amândoi în același loc. Felul în care ei au trăit i-a condus după moarte în două locuri diferite, exact așa cum spune Biblia, pe care cei mai mulți oameni nu mai bagă în seamă. Lazar a ales să creadă în Dumnezeu și să-și practice credința într-o viață plină de suferință, de lipsuri și de singurătate. Și personal mă mir că a avut atâta demnitate și încredere în Dumnezeu, încât nu s-a supărat pe el pentru că nu i-a dat privilegii, ci doar o viață plină de suferință, doar un trup plin de cancer sau de bube, nu știu exact din punct de vedere medical ce o fi însemnând asta. Omul bogat a avut un trup sănătos, a avut un castel, a avut haine cu sute cu fir de aur, a avut foarte mulți bani și a trăit într-un lux sclipitor, a avut robi și roabe, a avut tot ce și-ar dori un om să aibă pe pământ. Și nici măcar o dată nu s-a întrebat de unde vin lucrurile astea. Nici măcar o dată nu s-a întrebat de ce omul ăla a amărât de la poarta lui, care depinde de bucata de pâine pe care i-o dă el, sau firimiturile care cad de la masa lui. Nu s-a întrebat de ce omul ăsta e atât de amărât,
și eu sunt așa de sănătos. N-ar trebui să-i mulțumesc cuiva pentru asta? N-a avut minte să pună problema așa. Li s-a părut că merită. Merită să fie sănătos. Merită să fie bogat. În timp ce ori de câte ori ieșea din casa lui și din curtea palatului lui, acolo ca un martor al diferenței dintre oameni, era în singurătate, în boală și amărât. Lazar, pe care el nu l-a băgat în seamă. Alegerea alianței cu Dumnezeu pe care Lazar a făcut-o nu a depins de oportunitățile lui Dumnezeu, pentru că el a avut parte de puține oportunități. El nu prea a avut motive în afară de simpla existență să se apropie de stăpân, că stăpânul lui nu i-a dat sănătate, nu i-a dat nici bogăție, nu i-a dat nici haine scumpe, nu i-a dat nici robi și roabe care să-l slujească. A avut doar inimă în piept care i-a bătut câteva zeci de ani în contextul singurătății și suferinței. A fost un om fără privilegii, dar în ciuda acestor absențe, care conferă de cele mai multe ori fericirea oamenilor, omul ăsta s-a împăcat cu a lui condiție fără să murmure, ci dimpotrivă. A fost aliat cu Dumnezeu. A știut că el nu merită nici ce are, așa că nici nu s-a gândit la ce nu are. A fost un om cu simț, cu înțelepciune și cu picioarele pe pământ și cu capul în cer. Însă omul bogat, în ciuda privilegiilor, ale darurilor pe care le-a avut, el nu s-a gândit așa, el a fost opusul lui Lazar. El s-a constituit în omul care a intrat în adversitate cu Dumnezeu. L-a transformat pe Dumnezeu, pe binefăcătorul Dumnezeu, într-un adversar. Dacă ai sănătate, nu te-ai întrebat niciodată ce zic toți bolnavii când se uită la dumneata și te văd sănătos? Nu te-ai întrebat niciodată cine a făcut această diferență? Și cine ți-a dat sănătatea de care te bucuri în timp ce alții se zbat între viață și moarte la spital? Nu te-ai întrebat niciodată dacă ești o femeie frumoasă, toate femeile sunt frumoase. Nu te-ai întrebat niciodată de ce alte femei sunt nefericite, de ce își înmormântează copiii, de ce rămân văduve, de ce trec prin atâtea nenorociri în timp ce dumneata ai o viață liniștită, doar o năcăjită de întâmplare să dirigeze toate lucrurile astea? Interesantă întâmplare. O biserică din Europa, cu mai mult timp în urmă, m-a chemat să țin un seminar despre evoluție versus creație. Evoluționism versus creaționism. Mi-am scos ceasul de pe mână în prima întâlnire și le-am spus ce mi s-a întâmplat oamenilor prezenți acolo și ei au rămas uluiți. Le-am spus că în timp ce mergeam spre aeroport, am simțit că mi se mișcă ceva pe mână și am observat o rotiță aici pe mână. Rotița părea ca rotița de la un ceas. N-am știut de unde vine rotița asta și ce-i cu ea aici. Și în timp ce mă uitam cu atenție, încă o rotiță și dintr-o dată, în câteva clipe, m-am trezit cu ceasul ăsta pe mână. Din senin! Aproape să leșin de mirare. La câți dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat treaba asta? Aproape că bag mâna în foc la niciunul. Ăsta e ceasul. Oamenii ăștia se holbau la mine. I-am lăsat un pic să se mire până când li s-a terminat mirarea. Și la urmă i-am întrebat, mă crede cineva cu privire la lucrurile pe care le-am spus? Poate din întâmplare să-mi apară o rotiță pe mână, dar un mecanism atât de inteligent. Nu. Cine a apărut primul, ceasul sau ceasornicarul? Ceasul l-a făcut pe ceasornicar sau ceasornicarul l-a făcut pe ceas? Dumneavoastră, noi, oameni obișnuiți, nu de pe la universități, probabil că puțini sunt pe aici de pe la universități. Dumneavoastră, ce credeți după experiența dumneavoastră și după logica unui om care a trăit și el câteva zeci de ani aici pe pământ? Poate ceasul ăsta să fracă frun ceasornicar, indiferent cât costă? Nu.
Dar cea sornicaru poate să-l facă pe ăsta. Păi el l-a făcut, fraților. Le-am spus oamenilor în contextul predicii, seminarul, tema seminarului creaționism versus evoluționism, făcând referire la evoluție, care spune că din întâmplare a apărut o molușcă, o moluscă. Și molusca asta n-a trecut mult că s-a transformat într-un vierme mai evoluat. Și n-a trecut mult timp și viermele ăsta a evoluat, tot s-a tot transformat, s-a dat peste cap până a ajuns o maimuță. Și s-a mai întâmplat câte ceva și a devenit om. Ăsta sunt eu. Cât o rotiță, sândându-se peste cap, a apărut ceasul. Oameni buni, ăsta seamănă cu desene animate. E de genul făt frumos, zmei. Noi cu toții știm că nu este adevărat. Genul ăsta de povestiri nu pot fi reale. Creaționismul. E mai ușor să crezi că există în universul acesta ființa creatoare și inteligentă care a creat folosindu-și resursele, decât să crezi că așa, cât o rotiță, cât un vierme, cât un gândac, cât o moluscă și cât o maimuță, deci mama mea e o maimuță, nu înseamnă că eu cum mă numesc. Nu vreau să vă spun întâmplări umoristice, nu ăsta este scopul meu, ci vreau doar să ajung undeva împreună cu dumneavoastră. Mi-ar place să n-ajung singur. Aș vrea, revenind la pasajul din Scriptură, să ne uităm la faptul că adversitatea și extravaganța omului bogat în raport cu Dumnezeu sunt vizibile. În primul rând, fiecare om își călăuzește viața după valorile și principiile pe care le are. Cine are principii religioase va trăi într-o manieră religioasă. Cine are principii atee, va trăi într-o manieră atee. Cine are principii budiste va trăi ca un budist. Cine are principii criminale, sadice, violente, ăsta nu se culcă liniștit până nu jumule pe cineva. Principiile pe care le avem hotărăsc cum ne vom comporta. Ei bine, acest principiu universal este confirmat de acești doi oameni. Priviți, vă rog, fiecare dintre cei doi, cele două personaje pe care le-am evocat deja, își călăuzește viața după valorile specifice, după valorile personale. Ce spune Biblia despre omul bogat? Spune că era bogat. E bine sau rău să fii bogat? Nu e nici bine, nu e nici rău. Ești bogat și gata. Un om bogat e doar bogat. Poate fi un bogat rău sau un bogat bun. Bogăția nu te face nici rău, nici bun. Bogăția te face bogat. Biblia mai spune că el se îmbrăca extravagant. Adică își lua cele mai scumpe haine, cu o haină pe care și-o cumpăra el, putea să cumpere vreo 50 de perechi de haine pentru oamenii obișnuiți. Cam ăsta era stilul lui de viață. Apoi Biblia ne spune că se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cei care sunteți mai în vârstă, vă puteți dezvolta mai profund în minte cam în ce fel se îmbrăca el, porfiră și în subțire. Apoi avea o distracție zilnică și noi ne distrăm. O dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată la un an sau o dată în viață. Ăsta se distra în fiecare zi. Dom'le, dar în fiecare zi. Uitați ce spune Scriptura. În fiecare zi ducea o viață de strălucire și veselie. Na. Apoi trăia într-un lux amețitor. Scriptura spune, ducea o viață plină de strălucire. Câți dintre noi ducem o viață plină de strălucire? Probabil doar câțiva. De fapt, eu cred că niciunul, dar zic așa. Și încă ceva, era un om de o indiferență nemiloasă și vinovată. Domnule, să ai tu atâta belșug și oportunități materiale, să ieși tu din conacul tău, din casa ta, din palatul tău și la poartă să fie un amărât, bolnav, sărac și singur. Și să nu deschizi geamul și să-i spui la una dintre slugile care se plimbă prin curtea palatului, adu-i-mă la prăpăditul ăsta, 2-3 pâini să-i ajungă o săptămână. Nimic? Dom'le, dar ce inimă trebuie să ai? Ce fel de om trebuie să fii? Dar de ce atâta aroganță și prostie? De ce atâta lipsă de umanitate și de simț, de dragoste firească? De ce? De unde?
Cum poate un om să ajungă atât de sadic, atât de indiferent? Dumneavoastră știți că în Scriptură păcatele de comitere cu C sunt egale cu păcatele de omitere cu O? Păcat de comitere înseamnă să comiți ceea ce nu ți este permis. Treci pe rosul, ai comis o încălcare a legilor rutiere. Depășești pe linia continuă, ai comis o altă încălcare de lege. Depășești viteza admisă, ai comis încă o încălcare a regulilor de circulație. Asta înseamnă să comiți, să faci ce nu e voie. De aceea curvia este un păcat de comitere. Furtul, minciuna, jaful, violența sunt păcate de comitere pentru că faci ce nu ai voie să faci. Dar pe lângă păcatele de comitere care sunt condamnabile, există păcate de omitere. Ce înseamnă a omite? A uita, a neglija, a trece cu vederea. Asta ce ar însemna la exemplu de mai devreme cu semaforul? Că s-a făcut verde și nu vrei să pleci. Stai acolo moț în vârful intersecției și încurci lumea. Apropo, te amendează poliția pe dacă nu pleci la verde? Că la roșu, dacă nu stai, te amendează. Dar dacă nu pleci la verde, te amendează? Probabil că da, că încurci lumea. În capitolul 25 din Matei sunt trei pilde care vorbesc despre păcatul de omitere ca fiind egal cu păcatul de comitere. Prima dintre ele este pilda fecioarelor. Vreți să-mi spuneți și mie cele cinci fecioare neînțelepte ce păcat au comis? Niciunul. Dar de ce s-au făcut vinovate că au rămas afară? Pentru că au omis, au neglijat, au uitat, au tratat cu indiferență să iau un de lemn de rezervă. Ăsta a fost păcatul lor, un păcat de omitere, de uitare, de neglijare. Adică ce trebuia să facă, n-a făcut. Nu au făcut ce nu trebuia, ci n-au făcut ce trebuia. A doua pildă, pilda talanților. Trei manageri la un om bogat. Ăsta vinde proprietatea și împarte banii la fiecare. Și spune, faceți business cu banii ăștia și aduceți-mi profitul. Se întoarce peste o vreme. Al treilea, i-a adus banii înapoi pentru că nu a câștigat nimic, fiindcă i-a îngropat în pământ. Și stăpânul pedepsește, putem să-mi spune și mie pentru ce l-a pedepsit, că i-a dat banii înapoi. Nu i-a cheltuit un cent. A comis, i-a furat un leu de acolo? Nu. Dar nu e așa că a omis să-și facă treaba? Ba da, a omis să-și facă treaba. Nu trebuie să treci pe roșu ca să fii vinovat. Și dacă nu pleci la verde, ești la fel de vinovat. Înaintea lui Dumnezeu, a face ce nu e permis, e la fel de vinovat cu a nu face ceea ce e necesar și obligatoriu. Și a treia pildă din Matei, capitolul 25, este în acord cu primele două, însă este extrem de explicită. Iertați-mi pentru devagația, pentru paranteza pe care am făcut-o. Matei 25, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la temerea lumii, pentru că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat să beau. Am fost gol și mi-ați dat haine, am fost în pușcărie și în spital și ați venit pe la mine. Aici este ok, veniți binecuvântaților să vă premiez. Haide acum să citim versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților. Când eu am citit prima oară Biblia, am tras aer în piept și m-am gândit, acum urmează curvarii, violatorii, ucigătorii, criminalii, teroriștii, bandiții. Și după ce am spus toate sinonimele astea, am început să continui să citesc. Deci, plecați de la mine blestemaților. Pentru că am fost flămând și ați omis să-mi dați să mănânc. Ați neglijat, ați uitat, ați fost indiferenți. Am fost gol,
V-ați uitat cu ochișorii la mine și ați avut șifonierul plin de haine și ați omis să-mi dați și mie una. Frigiderul bubuia de mâncare când am fost flămând. Trebuia să-l proptiți să nu se deschidă ușa singură. Și n-ați luat o portocală să-mi dați să mănânc. Nu e niciun păcat de comitere aici. Niciunul, nici de poftă. Toate păcatele sunt de nevinovata omitere. Vă puteți imagina că cineva care n-a făcut ce trebuie este blestemat? Nu eu am scris Biblia, eu doar sunt un cititor. Blestemaților, oamenii lui Dumnezeu, biserica nu pedepsește pe cei care omit, îi pedepsește numai pe cei care comit. De câte ori ați fost pedepsiți că n-ați vizitat la pușcărie pe cineva? Aveți o listă, frate păstor? A spus deoparte pe cineva că n-a fost la spital să viziteze pe amărâți? Sau la... Nu, n-a spus. Pe cineva că n-a hrănit, n-a adăpat și n-a îmbrăcat? Nu, nici noi. Dar dacă cineva curvește, îl pedepsim. Dacă cineva fură, dacă cineva comite, atunci îl chemăm și îl mustrăm, îi spunem, mă, tu ești un om credincios, nu te poți comporta așa. Dar oameni buni, de ce avem două măsuri? Când Biblia spune că păcatul de a face ce nu trebuie este egal cu păcatul de a nu face ce trebuie. De ce păcat s-a făcut vinovat omul bogat? S-a dat jos din limuzină și l-a pocnit pe bietul Lazar care era bolnav? I-a dat cu piciorul, pleacă bă de aici? L-a înjurat? Nu, nici nu l-a băgat în seamă. Tocmai ăsta a fost un păcat la fel de mare ca cel care s-ar fi constituit printr-o atitudine de violență față de Lazar. Știți cum se numește toată povestea asta pe care vă înșir acum? Se numește pocăință. Se numește milă. Se numește înțelepciune. Se numește responsabilitatea unui om care trebuie să-și gestioneze viața în funcție de legile celui care a creat universul și ne-a creat și pe noi în universul acesta. Noi avem o problemă cu culoarea roșie, dar cea cu verde am legalizat-o. Se poate dacă nu mai avem milă. Se poate dacă nu mai suntem responsabili de ce suntem responsabili. Se poate dacă nu ne mai facem treaba și tot omitem într-o regulă până când a devenit aproape o virtute să omitem. Omitem față de sărac, omitem față de văduvă, omitem față de orfan, omitem față de noi înșine că nu vrem să ne pocăim. Când nu te pocăiești, nu faci un păcat de comitere. Dar faci un păcat de omitere. Și Hristos spune, în ziua în care se vor face împărțeala, unde te duci, în iad sau în rai, plecați de la mine, blestemaților. Vă spune ceva, stimați prieteni, care ați umplut sala asta? Vă spune ceva treaba asta? Și dumneata ai un suflet ca și mine. Și dumneata ai niște zile, câteva sute sau mii de zile, pe care trebuie să le gestionezi. Știu că ai dreptul să faci ce vrei cu viața dumitale. Dar atunci când faci ce vrei, ești sigur că faci ce trebuie? Nu e mare ispravă să faci ce vrei. Când faci ce vrei, ești sigur că faci ce trebuie? Cam asta e întrebarea cu tâlc. Aș vrea să ne uităm un pic mai departe și să observăm faptul că Biblia nu vorbește nimic despre familia omului bogat. Nu vorbește nimic despre mersul lui la biserică. Nu vorbește nimic despre stilul lui de viață normal, ci îl prezintă numai prin vârfurile extravaganței, ale luxului, fițe. Numai atât a avut omul ăsta. Iar banii l-au ajutat ca să trăiască așa. Singura problemă a acestui om este că într-o zi a murit. Dacă nu murea, ferice de el, că o ducea bine. Dar într-o zi a murit. Domnule, toți banii ăia pe care i-a avut nu l-a ajutat să nu moară. E atâta deșteptăciune în lumea asta, dar atâta deșteptăciune câtă este, nu e în stare, domnule, să clarifice problema cu moartea asta. Dumneavoastră știți care e cel mai mare bau-bau? Moartea. Și vărul ei primar, boala. Că de obicei când te îmbolnăvești, la un singur lucru te gândești. Că mori. Sunt și oameni care mor fără să treacă prin boală, dar cei mai mulți se îmbolnăvesc. Ăsta e marele bau-bau. De-aia să am creat spitale, că nu vrem să murim. De-aia am umplut farmaciile cu medicamente, că nu vrem să murim.
De-aia ne facem asigurări medicale, că nu vrem să murim. Iertați-mă, nici eu nu vreau să mor, nu vreau să spun că dumneavoastră sunteți vinovați că nu vreți să muriți. Am vrut să spun altceva. Un lucru e clar, n-am fost creați să murim. Moartea e anormală, de aceea e nesuferită. Dar, pentru că am păcătuit și ne-am trădat stăpânul, începând de la Adam, străbunul nostru, noi toți va trebui să murim. Pentru că moartea este o consecință normală, firească, a păcatelor pe care le-am făcut. Însă cea mai mare problemă nu-i moartea, ci unde te duci după ce mori. Pentru că moartea e un eveniment, dar unde te duci după ce mori e un proces fără sfârșit. Eternitate, veșnicie. Haideți să continuăm să ne uităm în pasaj și să ne uităm la acești doi oameni. Doi oameni ca noi. Observați surpriza pe care a avut omul bogat. Unde a ajuns săracul Lazar? A ajuns în prezența lui Dumnezeu. Există o figură de stil acolo care vorbește despre unde a ajuns, numită sânul lui Avram. E o figură de stil, e o metaforă, care vorbește despre prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar să știți, să lămurim problema bine, cum am lămurit-o cu bogatul, hai să o lămurim și cu săracul. Ăsta n-a ajuns în rai că a fost sărac, că dacă ar fi așa. Dar nu e așa. Oamenii n-ajung în iad sau în rai nici pentru bogăție, nici pentru sărăcie, ci pentru ce fac cu bogăția și cu sărăcia. El a ajuns unde trebuie, pentru că a fost credincios. Uitați-vă ce spune Biblia despre omul bogat. După moarte a ajuns în locuința morților. Pe când era el în locuința morților? Locuința morților este un sinonim al iadului. Adică iad sau locuința morților este același lucru. De fapt, nu chiar același lucru. Că locuința morților se referă în cazul ăsta la perioada de când omul moare până la judecată. În timp ce iadul se referă la locul unde ajung oamenii după judecată. Dar în general, că e pre-iad sau iad, am vrut doar să spun că are legătură cu iadul. Că e anticamera iadului sau iadul, cam tot acolo este. Apoi, după moarte ajunge în chinuri. Viața, să știți că nu e veșnică, dar viața după moarte e veșnică. Oameni dragi, v-ați gândit vreodată că noi nu alegem dacă ne naștem femei sau bărbați? Nu ne alegem dacă ne naștem în România sau în America sau Germania? Nu ne naștem cu un tată ministru sau cu un tată agricultor sau chiar fără tată ca mine? Dar ne naștem cu capacitatea să hotărâm dacă mergem în rai sau în iad. Ne naștem cu dreptul de a alege dacă mergem în iad sau în rai. Asta este expresia stilului nostru de viață care e generat de niște principii pe care le avem. Nu crezi în Dumnezeu, te comporți ca și cum nu există Dumnezeu. Nu-i nicio problemă să te îmbeți, nu-i nicio problemă să te culci cu o altă femeie, nu-i nicio problemă să minți, să furi, pentru că dacă nu există... Nu vreau să spun că oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt imorali. Nu mă înțelegeți greșit. Lăsați-mă să spun ce am de spus. Nu mă judecați înainte de vreme. Dacă chiar nu puteți, puteți să mă judecați. Dar ascultați-mă. Am vrut să spun că dacă nu ți-e teamă de Dumnezeu, nu ți-e nici rușine de oameni. Asta spune Biblia, nu eu. Dacă Dumnezeu nu există, adică nu-i poliție. Păi, domne, aș mai sta eu la roșu să pierd 30 de secunde din viață la culoarea aia? Știți de ce stau eu la roșu? Că există poliție, domne. Dacă n-ar fi poliție, verde sau roșu, tot acolo ar fi. Că cine ne amendează pe noi? Poștașul? Nu, domnule, nu poștașul, poliția ne amendează. Prezența poliției ne obligă să fim cuminți atunci când conștiința s-a tocit. Ei, omul acesta a fost în situația asta. Apoi, după moarte, ajunge în locul de jos. Locul de jos nu place nimănui, dumneavoastră știți asta. Ajunge după moarte departe de prezența divină. Ajunge în focul iadului. Știți ce spune el? Grozav mă chinuiesc în văpaia asta. A ajuns în iad omul ăsta. Soluția pe care el o încearcă când ajunge acolo... este disperarea unui om de a repara
ceea ce a greșit. Însă din nefericire, în iad nu mai poți repara nimic. Dacă vrei să repari ceva în raport cu Dumnezeu, viața umană este singura oportunitate. Atâta timp cât mai ești în viață, indiferent ce vârstă ai, ce condiție de sănătate ai, încă poți să te pocăiești. Ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă regret. E un cuvânt slavon care vine, are rădăcina de a te căi, căi, pocăi. Mă căiesc. Mă căiesc că în anumite situații n-am spus ce trebuia. Mă căiesc că în anumite situații n-am ajutat anumite persoane. Mă căiesc că n-am fost mai respectos față de mama mea. Mă căiesc că n-am fost mai înțelept cu soția mea. Mă căiesc în anumite situații pentru că puteam să fac un bine și nu l-am făcut. Asta este definiția omiterii. Dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Ei, căință înseamnă regret și remușcare. Regretul e la nivelul minții, este factorul cognitiv. Remușcarea e la nivel emoțional, e factorul afectiv. A regreta este o dovadă de omenie să regreți dacă ai făcut o prostie? Sau e o virtute sau un defect? E o virtute. E o virtute, evident că e dovadă de demnitate să te duci înapoi și să-i spun acestui domn pe care l-am jignit: te rog frumos să mă ierți, iartă-mă, am fost nervos, m-a luat gura pe dinainte, nu merita să mă port așa cu tine, te rog, acordă-mi iertare, îmi pare rău. Ei, omul ăsta își dă seama că nu mai poate da timp înapoi, dar apreciază că m-am umilit, mi-am asumat vinovăția, am venit la el și i-am spus: te rog, iartă-mă, fii generos și iartă-mă, îmi dau seama că te-am ofensat, iartă-mă. Mai pot să fac altceva ca să îndrept situația dincolo de căința mea verbalizată? Nu mai pot să fac nimic. Oameni buni, de ce mă admirați pe mine că îmi cer iertare de la... E imaginară întâmplarea, nu-l cunosc pe omul ăsta și nu i-am făcut niciun rău. E doar imaginară, spre exemplu. De ce mă admirați că am puterea să-mi cer iertare de la un om pe care l-am ofensat într-un moment de neveghere și de nervi? Și nu vi se pare nefiresc faptul că mă pocăiesc față de Sfântul Dumnezeu pe care îl ofensez de când m-am născut? De ce oamenii râd de pocăință când e aceeași virtute? Te întorci față de Creatorul care ți-a dat zile și spui: iartă-mă că te-am supărat, că te-am înșelat, că te-am înjurat, că te-am neglijat, că m-am comportat de parcă eu sunt Dumnezeu și tu creația. Vedeți ce strâmbe sunt valorile noastre după cum ne cade bine. Interesul poartă fesul, spunea Beata Bunica. Nu dreptatea poartă fesul, interesul poartă fesul. Haideți să ne întoarcem la pasajul din Scriptură și să ne apropiem de încheiere. Omul ăsta a avut trei motive pentru care a falimentat, alegând să devină adversarul lui Dumnezeu. Primul dintre ele este faptul că el nu a crezut. Dar totuși a venit un moment în viața lui când a crezut. Știți când a crezut? Când a văzut. Când a ajuns în iad și a schimbat perspectiva, a încercat să repare situația. Cum a încercat să repare situația? S-a rugat. Oameni buni, marea tragedie a veacurilor este faptul că în iad rugăciunile nu mai sunt ascultate. Există un singur loc pe fața pământului unde rugăciunile nu mai sunt ascultate, iar locul ăsta este iadul. Rugăciunile omului bogat ajuns în iad n-au mai fost ascultate. Știți ce a făcut el când a ajuns în iad? A vrut să bage o conductă cu apă. I-a spus lui Dumnezeu: adu-mi un pahar cu apă că mi-e sete. În focul ăsta, în căldura asta, mi-e sete. Apoi, dacă nu i-a mers, a vrut să facă un pod între iad și rai. Și îi răspunde părintele Avram: nu se poate, nu se poate să trecem noi la voi și voi la noi, că altfel n-ar mai primi fiecare ce merită. Și l-a făcut responsabil pe Dumnezeu că a ajuns el acolo. Știți cum? Mai târziu se îngrijește de cei cinci frați a lui. El mai avea încă cinci frați. Probabil că era cel mai mare dintre ei dacă a murit primul. Nu neapărat, dar îmi asum eu. El mai avea cinci frați în viață care au trăit ca și el. Și pentru că el a ajuns acolo și a asumat că și frații lui vor ajunge acolo. Și atunci a spus lui Dumnezeu: Doamne, fă să învieze cineva din morți ca să-i trezească pe ăia din indiferență și necredință și să se pocăiască și să nu ajungă și ei aici. Cu alte cuvinte, eu de-aia am ajuns aici, că n-am via nimeni să mă impresioneze.
El a crezut că dacă cineva înviază, oamenii sunt așa de impresionați încât imediat se vor pocăi. Ascultați-mă, cine nu vrea să se pocăiască de frica iadului și din respect pentru Dumnezeu, nu se va pocăi nici dacă ar învia jumătate dintre morții care au murit. Nu minunile produc pocăința oamenilor, ci ascultarea de Evanghelia lui Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Lăsați-mă să vă dau un exemplu dintr-un alt context. Toma, pe care noi îl numim necredinciosul, nu este prezent când după înviere Hristos vizitează grupul ucenicilor. Ucenicii îl văd, se conving că e viu, sunt de-a dreptul impresionați și după ce Hristos pleacă, Toma vine. Și ucenicii încearcă să-l convingă pe Toma că l-au văzut pe Domnul și că a înviat. Învierea e reală, nu-i doar un mesaj așa. Și Toma, știți ce spune? Domnul, eu dacă nu vă, nu cred. Domnul revine, Toma este prezent, Domnul se duce în fața lui Toma și spune: astea sunt rănile pe care ai vrut să le vezi, de la mâini, de la picioare și din coastă. Toma capitulează jenat, rușinat și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Hristos folosește această experiență ca să spună un principiu universal. Atenție, Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Atenție, ferice de cine n-a văzut și a crezut. Ce a spus Iisus? Iisus a spus următorul lucru: atunci când vezi, nu mai crezi. Credința este pentru situațiile în care n-ai dovezi și ți-asumi. Îmi asum că mâine nu plouă, dar ce dovadă am? Niciuna, doar așa cred eu. Dar când ai văzut, aia nu se mai se numește știință când vezi, aia e dovadă autentică. Hristos a spus: când omul vede, nu mai are nevoie de credință. Nu mai trebuie să crezi când ai văzut. Eu îl văd pe omul ăsta aici, eu nu pot să spun fratele e acolo. Eu spun, îl văd pe fratele că e acolo. Dar a doua parte a afirmației: ferice de cine nu vede și crede. Ascultați concluzia. Toma a constatat, oameni buni, nu a crezut. Toma a constatat că Iisus este viu, așa cum a spus ucenici. Asta se numește constatare când vezi. Oameni dragi, când vezi se numește constatare în limba română și în limba germană se numește la fel. În toate limbile pământului se numește la fel. Toma a constatat, n-a crezut. Asta i-a spus Iisus. Băi, omule, credință se numește când nu vezi și îl iei pe Dumnezeu, pe cuvânt și mesajul din Scriptură pe care ni l-a dat. Dacă vezi și ai dovezi științifice, aia se numește constatare. Păi eu vă întreb, ar mai avea cineva motive să nu se pocăiască dacă am avea toți constatări? Dacă s-ar plimba Dumnezeu 5 minute prin camera asta, prin sala asta a concertului din Trossingen, ar mai putea cineva să zică că nu există Dumnezeu? Înseamnă că ar avea probleme serioase dacă ar face asta. Dar acum când Dumnezeu nu se plimbă pe aici și doar prin credință ți-asum că El există, unii cred, alții nu cred, sesizați diferența. Evident. Mă apropii de încheiere spunând următoarele lucruri. Omul acesta în primul rând n-a crezut, în al doilea rând n-a ascultat și în al treilea rând nu s-a pocăit. Și pentru aceste trei motive, el a dus o viață plină de păcat și a ajuns în iad ca o consecință a alegerii lui. Stilul lui de viață s-a constituit în stilul de viață de adversar al lui Dumnezeu. El a fost un adversar al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus nu minți, el a mințit. Dumnezeu i-a spus nu fura, el a furat. Dumnezeu i-a spus iubește, el n-a iubit, a trecut pe lângă amărâtul ăla de mii de ori. Tot ce i-a spus Dumnezeu a pus la spate. Portofelul și toate oportunitățile. Ai dreptul să faci ce vrei cu viața dumitale. Nu va trimite Dumnezeu doi îngeri să te oblige să te rogi rugăciunea pocăinței. Iartă-mă, Doamne, cred în Tine, fie-ți milă de mine, vreau să mă pocăiesc, primește-mi pocăința. Nu, Dumnezeu nu te va obliga să te pocăiești. Vrei să ajungi în cer? Pocăiește-te. Nu vrei să ajungi în cer? Stai liniștit, fă ce vrei. Ai dreptul să ajungi unde vrei. Dumnezeu l-a creat pe om ca pe sine, cu capacitate de discernământ. Dumnezeu ne informează prin Biblie și Dumnezeu ne spune că ne putem pocăi de păcatele pe care le-am făcut până astăzi și Dumnezeu ne iartă de toate păcatele.
Dumnezeu ne permite să intrăm în familia Lui și Dumnezeu ne pune la dispoziție împreună cu El și cu oamenii credincioși eternitatea. Dar dacă cineva nu vrea să se pocăiască, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu nu există și din perspectiva lui viața aia lui e dreptul lui și el face ce vrea. Dumnezeu îți permite. Dar dacă Dumnezeu există, te va judeca și te va pedepsi. Cel care trece pe roșu spune, n-o să mă vadă poliția. Și dacă nu-l vede, a scăpat. Dar dacă îl vede, a încurcat-o. Vă mai aduceți aminte, v-am spus de Blaise Pascal zilele trecute? Ăsta a fost un mare filozof și teolog francez prin secolul 17 și s-a convertit la un anumit moment dat în viața lui și oamenii din breasla lui, oameni de știință, oameni inteligenți, cotat bine din punct de vedere academic, intelectual, au râs de decizia lui, care pare o decizie băbească, rudimentară, și omul acesta a avut un argument simplu. Domnilor, eu m-am pocăit. Dacă Dumnezeu nu există, dacă Biblia nu e adevărată, dacă raiul și iadul sunt povești, oameni buni, n-am pierdut nimic. Am devenit un om mai atent, mai sensibil, mai cinstit. Nu-i nicio rău. Dar dacă Dumnezeul ăsta există, voi sunteți dușmanii Lui. Dacă Biblia asta este adevărată, voi săriți cu picioarele pe ea. Și dacă iadul există, voi ajungeți acolo. Ce părere aveți de raționamentul Lui? Blaise Pascal. Istoria este plină. Și nu o putem contesta. Urmele pașilor lui Dumnezeu sunt peste tot în istorie. Am ajuns până la vârsta asta și vă spun din nou de prietenul meu de care vă spuneam zilele trecute, cu care am făcut sport de performanță și a murit. A murit când avea aproximativ vârsta de 30 de ani și au rămas în urmă doi copii. Am suferit mult după el. A murit nemântuit. Deși a fost un băiat bun, foarte bun, dar nu l-a acceptat pe Hristos, el n-are avocat. În ziua judecății, palmele străpunse nu vor fi de partea lui. Iar Hristos, singurul mântuitor între Dumnezeu și oameni, nu-l va apăra. Pentru că el a stat cu spatele la Hristos toată viața lui. A plecat de mult, eu am rămas. Sunt aproximativ 25-30 de ani de când el a murit. Cu ce merit eu acest bonus? Că mi-am văzut copiii că s-au căsătorit, mi-am văzut 7 dintre nepoții mei. Cu ce am plătit eu mai mult decât el ca să trăiesc în urma lui încă 25-30 de ani? Cu nimic. La vârsta asta, să spun că Dumnezeu nu există, că totul e un bazm, că totul e o întâmplare, că ceasul ăsta nu-i făcut de un ceasornicar și așa cât o rotiță zbunând prin aer s-a constituit într-un ceas. Dom'le, fii serios! Nu poți să crezi în Dumnezeu și să te comporți ca omul bogat din Biblie. Nu poți. Dar poți să fii sărac, lipsit, bolnav, nedreptățit, lipsit de privilegii și totuși să ajungi în cer nu pentru sărăcie și lipsă de privilegii, ci pentru credința în Dumnezeu și pentru pocăința față de păcat. Ultimele lucruri pe care vreau să le mai spun este faptul că pocăința înseamnă, în primul rând, regret. Asta înseamnă o acțiune a minții. Apoi înseamnă remușcare, o acțiune a sentimentelor. Și înseamnă renunțare, o acțiune a voinței. Degeaba îți pare rău la nivel cognitiv, rațional. Degeaba verși și acum o lacrimă gândindu-te că l-ai supărat pe Dumnezeu ca o manifestare afectivă. Dacă nu-ți folosești voința să iei decizia să renunți la stilul ăsta de viață, să-L chem pe Dumnezeu să te ierte de tot ce s-a întâmplat până astăzi și de astăzi înainte să începi o viață nouă cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor. Oameni dragi, etapele pocăinței sunt judecata, jugul și jubileul. Judecata pocăinței înseamnă judecata trecutului. Cum pot eu să-mi iert păcatele pe care le-am făcut în cei 60 de ani pe care i-am? Un munte de păcate, dragi prieteni. Însă Hristos a murit pentru muntele acesta de păcate și nu mai există nici măcar unul, pentru că eu l-am primit în sufletul meu pe Iisus Hristos. Nu meritele mele, nu școlile mele de teologie, nimic, doar Iisus Hristos pe care eu l-am primit ca pe Mântuitorul oferit de Dumnezeu.
care te iartă de păcat prin faptul că El a plătit amenda în locul tău. El a murit în locul meu, El de aceea a murit, a murit în locul oamenilor. Oamenii trebuie să moară pentru păcatele lor, dar Hristos i-a înlocuit și oamenii scapă. E ca și cum ai o amendă în mână și eu o iau și spun, ai bani să o plătești? Nu, dă-mi că ți-o plătesc, eu vreau să-ți fac un cadou. Mai trebuie să plătești dumneata amenda? Nu. De ce? Că a plătit-o oricineva. De câte ori plătește aceeași amendă? O dată. Judecata pocăinței înseamnă să ți se rezolve trecutul prin sângele lui Iisus, care l-a vărsat ca să ierte păcatele. Jugul pocăinței înseamnă că de astăzi înainte ai rupt-o cu păcatul. Știți ce i-a spus Domnul la femeia prinsă în curvie? Nu te-a lovit nimeni cu pietre? Nu te-a omorât nimeni pentru ce ai făcut? Nu, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu cumva să mai faci. Oprește-te, schimbă-ți viața. Spunea Pavel, cine a furat să nu mai fure, cine a mințit să nu mai mintă, cine a curvit să nu mai curvească. Ajunge că în trecut ați făcut asta în necunoștință de Dumnezeu și în consecința a necunoștinței, în necredință. Ajunge. Ne-am săturat pentru că am crezut în plăcerea celor 5 minute ale unei aventuri. Ce ne-a oferit cele 5 minute? Osânda lui Dumnezeu, dați-i în urmărire generală pentru păcatele cu care am trecut pe roșu la intersecția vieții, înfruntând justiția divină. Și pe lângă judecată și jug există jubileu. Pocăința are un jubileu, are o sărbătoare. Mai țineți minte, duceți-vă de la mine blestemaților și veniți binecuvântaților. Cine este iertat de Iisus, Mântuitorul, de păcatele Lui, este un om fără vină, pentru că altcineva i-a plătit pedeapsa, amenda. Dumnezeu la sfârșitul timpului va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu. Om drag, e suficient că ai păcătuit. Acum îl refuzi pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele prin Iisus? Nu sunt suficiente păcatele pe care le-ai făcut? Vei continua să-L înfrunți pe Dumnezeu acum când îți oferă soluția să scapi în mod legal? Nu la negru cu o găină, cu un curcan, cu 25.000 de euro. La alb, legal! Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să devină mântuitorul oamenilor, să moară în locul lor și oamenii prin Hristos și jertfa Lui să devină iertați. Și Dumnezeu îți oferă oportunitatea asta. Ești în viață, îl poți primi pe Hristos. Crede în El, pocăiește-te față de păcat și vei fi mântuit. Asta nu o spun eu, o spune una dintre cele mai vechi cărți. Fiți sinceri, oameni dragi, ar fi rămas cartea asta să supraviețuiască în istorie dacă n-ar fi fost adevărată? Poate o minciună să transcendă istoria? Noi să știți că nu funcționează ceva fake. Merge o zi, două, trei, dar te prinde. E fals. Numai ce e autentic supraviețuiește peste milenii. Acesta e mesajul lui Dumnezeu, scrisoarea lui de iubire. El nu-i pentru pastori, e pentru oameni, pentru bărbați, pentru femei, pentru tineri, pentru oameni în vârstă. E pentru dumneata și pentru mine. Tot vă ameninț că o să mă opresc. Am să vă citesc o scrisoare care se presupune că este scrisă de Napoleon. Arsenie Boca a pus-o în circulație. Spun unii că Iisus Hristos a fost doar un om. Eu nu cred. Eu am văzut zeci de milioane de oameni din toate păturile sociale și din toate rasele, dar n-am aflat pe niciunul într-o asemănare cu Hristos. N-am aflat în Franța, în Europa, în Asia și nici în Africa. Hristos n-a fost doar om. Priviți-L pe muntele Taborului. Vorbește cu Tatăl. Veselia și fericirea sufletului Lui așa-s de mari, de lucește fața ca la soare. Priviți-L acum pe muntele măslinilor. Este îngenunchiat, se roagă. Durere și amarul sunt așa de mari, de asudă, sudor de sânge. Veselia și durerea omenească nu pot fi așa. Spun alții că Iisus a fost doar un filozof, iar Evanghelia e învățătură omenească. Eu nu cred. Eu am fost membru al Academiei franceze, spunea Napoleon. Eu am avut în societatea mea filozofi, savanți, bărbații cei mai înțelepți ai vremii mele, dar ei sunt absolut departe de Hristos. Ascultați învățătura Nazarineanului. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vieții. Eu sunt ușa. Eu sunt calea. Eu sunt lumina.
Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Care filozof vorbește așa, întreabă Napoleon. Apoi, când învățatul argumentează cu vorbe, Hristos argumentează cu minuni. Cer și pământ. Spune iarăși că Hristos ar fi fost un revoluționar politic. Eu nu cred. Dacă e vorba să-l privim pe Hristos sub raport politic, el nu apare drept cel mai strălucitor, cel mai viteaz, cel mai desăvârșit împărat al lumii. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, eu, Napoleon Alexandru, noi am întemeiat împărății întinse și puternice, dar pe ce s-au întemeiat aceste împărății? Pe forță! Am smuls pe tată dintre copii, ori pe copii de lângă mamă, i-am îmbrăcat în haine militare aspre, i-am încărcat cu arme grele și am biruit prin sânge și prin foc. Hristos? El e singura ființă luminată care și-a întemeiat împărăția pe dragoste. Pe când soldații pierd scrâșnind din dinți, ostașii lui Hristos se sting cu zâmbetul pe buze în lupta pentru neprihănire. Și cât de neegale sunt armatele. Întâlnim pe de-o parte coaliția tuturor savanților din lume cu armatele lor nesfârșite și cu tratatele lor pecetluite. De partea cealaltă nu e nicio armată, ci doar câțiva oameni care n-au contract și n-au arme, doar credința în taina comună a crucii lui Iisus. Aceasta este armata care biruiește forțele dușmanilor. Împărăția mea se va prăbuși. Eu o să mor și trupul meu o să se coboare în sânul pământului și voi ajunge pradă viermilor. Împărăția lui Hristos însă va crește și va înflori mereu. Numele lui îl vor pomeni muritorii din neam în neam. Îl vor slăvi cu tot mai multă dragoste și stăpânirea lui va crește și va cuprinde toată fața pământului. Iată deosebirea între împărați și împăratul Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta să facem o rugăciune pentru persoanele care aleg să-L invite pe Hristos în inima lor pentru a ierta păcatele care le-au făcut. Oameni care vor să plece de aici fără păcatele care s-au strâns unul câte unul în viața lor, păcate care cheamă judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi mituit. El nu se compromite. El este drept și sfânt. Și dreptatea sa cere pedeapsă pentru păcat. Hristos a venit să ne ierte păcatele. Cine îl primește pe el ca pe un mântuitor personal, îl primește împreună cu iertarea păcatelor. Aceasta este moștenirea oamenilor care se pocăiesc. De dimineață spuneam puțin din mărturia întoarcerii mele la Dumnezeu. Nu o să o repet în seara asta, nu vă interesează pe dumneavoastră ce s-a întâmplat cu mine. Să vreau să vă spun că eu nu m-am născut într-o familie de credincioși. N-am avut harul ăsta. Nu doar că nu m-am născut într-o familie de credincioși, dar n-am avut părinți de la vârsta de 6 luni. Însă la vârsta de 21 de ani, după ce m-am căsătorit cu Carmen, prin mătușa ei, care era o femeie credincioasă, am intrat în posesia mesajului Evangheliei și a unei Biblii. La prima predică pe care am ascultat-o în viața mea, mi-am predat viața Domnului Iisus și L-am acceptat ca pe un mântuitor în inima mea. Au trecut de atunci aproape 39 de ani. N-a fost nici măcar o singură dată să nu se țină de cuvânt după cum a promis. N-a fost nici măcar o singură dată să nu se țină de cuvânt după cum a promis. Dacă am făcut un singur lucru bun în viața mea, este faptul că m-am pocăit de păcatele mele cerându-mi iertare în fața cerului, așa cum mi-am cerut iertare în fața acestui bărbat pe care imaginar l-am supărat. A fost o dovadă de onoare și de demnitate că mi-am restaurat relația cu el cerându-mi iertare? Da. Cu atât mai mult, este un lucru înțelept și sănătos să mă întorc cu fața spre Dumnezeul meu și să-i spun, te rog să mă ierți, te rog să mă primești. Știu că nu merit nimic decât pedeapsă, dar prin Fiul tău care a venit în lume prin Fecioara Maria și a murit pentru păcatele mele, te rog frumos să mă primești. Și El a promis că va face asta cu absolut fiecare om. Trăim în țara asta unde odată a fost un împărat pe care l-a chemat Adolf Hitler. Dacă omul ăsta s-ar fi pocăit în loc să se ascundă într-un bunker, omul acesta ar fi fost mântuit de păcatele lui. Deși păcatele lui probabil că sunt mai multe decât ale celor mai mulți oameni care au trăit vreodată pe pământul ăsta. Nu mulțimea păcatelor noastre ofensează pe Dumnezeu, ci păcatele noastre la modul general.
Mai mult decât asta, încăpățânarea noastră de nu a accepta soluția lui Dumnezeu ca să fim iertați și în consecință mântuiți. Oameni dragi, am ajuns la încheiere. Am participat la o slujbă care a avut cântări, rugăciune și în final o predică poate puțin cam lungă și poate chiar uneori enervantă și prea directă, prea constrângătoare, dar n-am spus cuvintele acestea de pe o poziție de superioritate. Pentru că eu sunt un muritor ca dumneavoastră. Și eu am păcătuit ca fiecare dintre dumneavoastră. Singurul lucru care ne deosebește este faptul că eu într-o zi m-am pocăit. N-am omorât pe nimeni, dar am făcut o grămadă de alte păcate. Am avut o copilărie, deși frumoasă prin libertatea ei, dar grea din punct de vedere al resurselor care mi-au lipsit. Eu știu ce înseamnă să te bată cineva și să nu ai un tată care te apără. Să te întorci acasă și să nu ai o mamă care te sărută și care îți oferă o farfurie cu mâncare. Să nu ai frați sau surori cu care să împărtășești necazurile prin care treci. M-am gândit că viața asta a fost atât de grea încât nu mai am niciun chef să ajung în iad. Ce fel de om să fie omul care își asumă riscul că merge în iad într-un loc de unde nu va mai ieși niciodată? Cum să nu folosească el orice oportunitate de a schimba destinația? Viața asta e limitată, dar veșnicia este fără sfârșit. Așa că în seara asta, pe dumneavoastră toți, doamnelor și domnilor, vă invit să vă pocăiți de păcatele pe care le-ați făcut. Nu față de mine. De mine scăpați mâine dimineață, o să plec de aici, deși mi-aș dori să mă întorc, Dumnezeu știe dacă mai am onoarea asta. Dar dumneavoastră vă veți întâlni într-o zi cu Dumnezeu la judecată. Și dacă păcatele astea sunt încă acolo, la purtător, aveți o singură alternativă, iadul. Nu pentru că spun eu, dar așa e drept. E normal pe un ticălos care omoară oameni, care face rău, să se ducă la pușcărie. E normal să fie pedepsit pentru ce a făcut. Răul pe care l-a făcut trebuie pedepsit. Dacă pe pământ există o formă de dreptate și de pedeapsă, cum ne asumăm noi că Sfântul Dumnezeu care a creat cerul și pământul va fi înșelat de șmecheriile oamenilor și nu va exista o zi a judecății și a dreptății? Tineri și oameni mai în vârstă, eu nu am niciun câștig personal dacă dumneavoastră vă întoarceți la Dumnezeu, dar vă implor să vă gândiți o clipă la sufletul dumneavoastră și să vă gândiți chiar dacă vreți să rămâneți într-o relație de adversitate cu Dumnezeu care v-a dat zilișoare până astăzi. Vă recomand, vă chem, vă rog să vă opriți și în sufletul dumneavoastră să spuneți: Doamne, Tu ai dreptate, Tu m-ai binecuvântat și mi-ai dat ani, zile, mi-ai dat familie, mi-ai purtat de grijă și eu am făcut multe păcate, toate astea Te-au ofensat, Doamne, trebuie să recunosc că îmi pare rău, n-am vrut să fac asta, dar n-am știut mai mult. În seara asta am auzit ceva din Scriptură, se leagă ceva în mintea mea. Doamne, nu vreau să fiu un dușman al Tău, pentru că Tu ai fost bun cu mine, Doamne. Tu ai fost generos. Tu mi-ai făcut doar bine. Eu nu mă pot uita la Tine ca la dușmanul meu. Dacă ce am făcut eu în viață Te-a supărat, Te rog, iartă-mă. Dar toate acestea nu vor fi primite dacă un criminal se roagă de judecător să-l ierte. Ce ați zice dumneavoastră dacă l-ar ierta? Dar dacă cineva din mulțime spune: Domnilor, câtă pușcărie trebuie să facă ăsta? 10 ani. Eu mă duc în locul lui. Eu îmi asum că ce a făcut el, am făcut eu. Și mă duc în locul lui, pe el îl lasă liber. S-ar mai compromite judecătorul dacă acceptă treaba asta? Nu. Hristos a murit ca noi să nu mai murim. El a suferit pentru ca noi să nu mai suferim. El a fost despărțit de Dumnezeu asumându-și păcatele noastre pentru ca noi să nu mai fim despărțiți de Dumnezeu. Acesta este mesajul Evangheliei. Evangelion în limba greacă înseamnă veste bună. Cea mai bună veste este că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu a murit prin Hristos ca să te poată ierta. Te chem în seara aceasta să accepți iertarea lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi permiteți să fac ceva anume. Ceva anume ce eu am experimentat cu 37 de ani în urmă, în seara în care eu m-am convertit. Era o duminică seara. Eram undeva în București, într-o biserică mare, la fel de mare ca sala asta. Și la sfârșitul predicii, prima predică pe care am ascultat-o în viața mea, predicatorul a întrebat: este cineva aici căruia i-a vorbit Dumnezeu?
E cineva aici care ar vrea să se pocăiască de păcatele lui și să primească mântuirea prin Hristos pe care îl acceptă în mod intenționat și conștient în inima lui? În seara aia eu am știut că e vorba despre mine. De aceea atunci am spus, eu sunt. Permiteți-mi să vă rog să faceți ceva anume. Închideți ochii și aplecați-vă cu toții capetele. Vă rog, acceptați metoda asta. Aplecați-vă capetele, închideți ochii. Stați în prezența lui Dumnezeu și simțiți-vă priviți de Dumnezeu. El vă știe, vă cunoaște. El vede trecutul fiecăruia, cunoaște păcatele noastre, starea noastră. Dar în această seară se așteaptă să ne întoarcem și să spunem, Doamne, îl primesc pe Iisus ca pe Mântuitorul meu, te rog iartă-mă de trecutul meu și acordă-mi veșnicia în rai. Este cineva aici care vrea să facă lucrurile acestea? Așa cum stăm cu ochii închiși, am să rog persoanele acestea să ridice mâna pentru câteva clipe. Doar pentru câteva clipe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Permiteți-mi, vă rog, să vă invit să ne ridicăm, să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu în concluzia acestei seri și să-i rugăm pe frații noștri să cânte o cântare. Am văzut în viața mea mii și mii de oameni care s-au întors la Iisus. Din 96 merg cu grupul Speranța în România și facem evangelizări de genul ăsta și pur și simplu sunt împodobit de o imagine care îmi zdrobește, care pur și simplu mă îngenunche. Întotdeauna când chemăm pe oameni să reacționeze la mesajul Evangheliei, mi-aduc aminte de stadioanele din România, dacă închid ochii văd imaginea aia. Îi invit pe oameni să coboare acolo pe iarbă. Unii sunt profesori. Unii sunt medici. Unii sunt oameni militari care au servit țara. Unii sunt bărbați, alții sunt femei, unii sunt tineri, alții bătrâni. Și îngenuchează acolo în iarba aia pe stadion. Pentru că indiferent ce meserie ai și ce vârstă ai, ești un muritor candidat la moarte și apoi la judecata lui Dumnezeu. Te chem în seara asta, dragul meu, să vii aici în față pentru că vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. Nu o să te rog să faci nimic, ci doar să vii aici în față ca să fac o rugăciune pentru dumneata. Vreau să precizez că nu rugăciunea mea te mântuiește. M-aș umple de bani dacă aș putea să mântuiesc oameni. Dar am să fac o rugăciune care ar trebui să fie rugăciunea dumitale, o rugăciune a pocăinței. O să fac o rugăciune care exprimă ce simți dumneata. O să fac o rugăciune care exprimă ce vrei dumneata. Așa că te rog, în timpul acestui cântec, acestei cântări, dacă ești în sală, te rog să vii aici în față. Dacă ești la balcon, te rog, vino, simte-te liber să vii aici în față. Ascultă-mă, nu te faci de rușine când repar un rău. Te-ai făcut de rușine când ai făcut răul. Acum este ziua restaurării. Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, oameni dragi, eu nu vă chem la o religie, la o biserică, la o instituție. Vă chem la Dumnezeul ofensat. Vă chem la Cel care v-a dat zile. La Cel care într-o zi a stat agățat pe lemn, bătut în cuie, ca un afiș. Pentru ca să poată spune, iartă-i Tată, că nu știu ce fac. Veniți înaintea Domnului. El este Dumnezeu Creator și Mântuitor. Vă rog în timpul acestei cântări să coborâți, să veniți înaintea Domnului.